Până în acest moment, cea mai vizionată știre pe site-ul știretm.ro este scandala Colegiul Național Unirea. Conducerea Colegiului Național Unirea din Târgu Mureș a afirmat marți într-o conferință de presă că statusul romano-catolic și anumiți politicieni din UDMR au început din nou cu presiunile asupra școlii, de data aceasta recurgând la amenințări pentru evacuarea unor săli de clasă în favoarea Liceului Teoretic Romano-Catolic. Pe locul 2, ca număr de vizualizări, s-a aflat știrea un urs la platoul Cornești. Un urs rătăcit a fost observat în pădurea de pe platoul Cornești. Salvamontiștii mureșeni recomandă vigilență târgu mureșenilor. De asemenea, îi sfătuiesc să meargă în grupuri pentru a evita întâlnirea cu animalul. Pe locul 3, ca număr de vizualizări, s-a aflat rubrica Stop Cadru, de frica ursului alergi. Stop Cadru este rubrica din jurnalul TTM în care poza ta face diferența. Informația oficială e că în zona platoului Cornești a fost văzut un urs de către niște persoane care alergau. S-a recomandat vigilența târgu mureșenilor. Au început să apară și glume pe acest subiect sau pozele, cum este aceasta pe care o vedeți. Cum ar spune o vorbă, dacă ți-e frică de urs, nu intra în pădure, sau poți intra dacă vrei să alergi mai repede sau mai iute, că tot suntem în Ardeal. Acest material a fost un pamflet și a trebuit tratat ca atare. Dacă ați ratat aceste materiale, le puteți vedea oricând alături de alte informații cu caracter local, regional sau național. Acces în site-ul știretm.ro.